Bună ziua și bine ați venit, bine ne-am regăsit, distinși invitați, dragi colegi, iubiți studenți, în primul rând vă rog să fiți de acord cu mine, să-i spunem un călduros bun venit la universitatea noastră, domnului profesor Lucian Boia, ceea ce dumneavoastră ați și făcut. Da. Vă mulțumesc foarte frumos! Domnul profesor nu mai are nevoie de prezentare, totuși o să vă rog pe dumneavoastră, îl rog și pe domnul profesor să îmi îngădui, să îmi îngăduiască să spun două, trei cuvinte. Așa cum se procedează de obicei în orice instituție academică, în orice instituție care își dorește să fie o gazdă bună cu un invitat de onoare, cu un musafir de mult așteptat, cum domnul profesor a constatat deja, dând interviuri, fiind de-a dreptul, să spunem, agresat, în sensul bun, de curiozitatea presei. Dumnealui a scris foarte multe cărți interesante și care ne provoacă pe noi, degustătorii de istorie, și provoacă pe colegii domniei sale, distinși istorici din București, Iași, Cluj și alte centre universitare. Până la urmă, eu mi-amintesc dedicația dintr-o carte a unui istoric francez, istoric, literat, filozof al culturii, Jacques Bazin, se cheamă From Down to Decadence, 500 de ani de istoria culturii occidentale, a culturii care a creat întreaga lume modernă, și dedicația este foarte simplă, probabil la fel sunt dedicate și cărțile domnului profesor. To all whom it may concern. La toți cei care ar putea să fie preocupați, să spunem. Ca atare sunt cărți din care avem de învățat, care ne provoacă la o conversație permanentă. Capcanele istoriei, ca și tragedia Germaniei, ca și Franța hegemoniei sau declin, ca și istorie și mit în conștiința românească, ca și germanofilii, ca și toate celelalte frumoase cărți de istorie, cultură, eseistică, perspectivă de filozofia culturii și așa mai departe. Cu detașare, cu simpatie pentru personajele, pentru actorii de pe scena istoriei națională sau europeană, așa cred că a procedat domnul profesor, din aceeași minunată carte a istoricului american de origine franceză, am reținut un lucru, el se referea la personajele lui, la actorii culturii moderne apusene și amintea de o expresie a lui Leopold Ranke, marele istoric german, care spunea cam așa: în ochii lui Dumnezeu, toate perioadele istorice sunt justificate. Cu atât mai mult, în ochii omului, toate acestea ar trebui să aibă justificare. Perioade presupunând personaje, fenomene, acte, decizii și fapte, tratate cu detașare și simpatie. Vă mulțumim, domnule profesor, și vă rugăm. Vorbesc că sunt aici sus. Da, vă mulțumesc, domnule rector, pentru invitație și pentru frumoasele cuvinte pe care le-ați rostit despre mine. Și mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pe care îi văd aici și studenților. Îmi amintesc că am vorbit în această aulă acum vreo 3 ani, am ținut o conferință despre Napoleon al III-lea, tocmai scrisesem o carte despre acest împărat al Franței cu un rol atât de important în crearea României în unirea de la 1859. Așa că acum iată-mă cu un cu totul alt subiect. Nici nu bănuiam atunci că o să mă orientez spre subiecte de această natură. La un moment dat am început să mă ocup, eram cuprins de febra mitologiilor, timp de vreo aproape 20 de ani m-am consacrat diverselor mitologii, istorice, politice și de tot felul. Și apoi am simțit nevoia să fac și altceva și iată-mă preocupat de elita intelectuală, mai întâi elita intelectuală în primul război mondial, problema mai ales a
așa zisilor germanofili, cei care au optat atunci pentru cealaltă soluție, și în continuare am ajuns la elita intelectuală între 1930 și 1950. Este subiectul cărții Capcanele istoriei. Sigur, nu-mi propun acum să rezum cartea, dar să brodez, să zicem, pe marginea acestei cărți. Probabil că, inevitabil, de fapt, conferința va fi mai puțin interesantă decât cartea, unde m-am putut desfășura mai pe larg cu exemplele și argumentele. Am luat vârfurile elitei intelectuale, să spunem așa, în mare, universitarii, mai ales profesori, conferențiari, academicienii, scritorii de renume sau, având o mai mare popularitate, jurnaliștii, creatori de opinie, și am trecut prin această perioadă. Poate am fost puțin sadic, cum să spun, puteam să aleg o perioadă mai liniștită, dar ar fi fost și mai puțin interesant. Spun că am fost sadic, fiindcă i-am trecut prin cea mai dificilă perioadă a istoriei românești, cu cele mai multe schimbări neașteptate. Noi acum știm ce s-a petrecut, suntem mult mai inteligenți din acest punct de vedere decât cei care au trebuit să facă față schimbărilor respective. Atunci a fost o derută explicabilă, fiindcă oamenii s-au trezit în fața unor schimbări în raport cu care unii s-au putut declara de acord, alții au fost în dezacord, dar fără să știe, fără să-și dea seama încotro duc schimbările respective. În cei 20 de ani, în mai puțin decât 20 de ani, în vreo 10 ani până la urmă, în România s-au succedat într-un ritm amețitor, s-au succedat 7 regimuri politice diferite. Mai întâi avem de a face cu regimul, să-i spunem, democratic, deși cu limitele destul cu limite destul de însemnate ale democrației, de până la 1938, apoi dictatura regală din 38 până în 40, apoi legionarii, cele câteva luni, Antonescu în continuare fără legionari, tentativa de restaurare a democrației, guvernele Sănătescu, Rădescu, până la începutul 1945, apoi regimul comunizant al lui Petru Groza și, în sfârșit, instaurarea deplină a dictaturii comuniste odată cu abdicarea regelui Mihai. Sunt numai puțin de 7 regimuri diferite, unele chiar foarte diferite, în contrast unele cu altele, pe care le constatăm succedându-se de la sfârșitul anilor 30 până la sfârșitul anilor 40. Și problema este cum s-au comportat intelectualii în raport cu aceste permanente schimbări politice. Asta m-a interesat, raportarea intelectualilor la ideologiile vremii și la puterea politică. Sigur, e o întreagă mitologie a perioadei interbelice și mai ales a anilor 30. Odată ce societatea românească a ieșit din comunism, s-a simțit nevoia găsirii unui punct de plecare, altul, bineînțeles, decât comunismul, și această excelență, mai mult sau mai puțin corespunzătoare realităților istorice, a fost proiectată asupra perioadei interbelice, cu exagerările și mitologizările de rigoare. Democrația interbelică, până la urmă, nu prea văd cum ar putea să fie un exemplu pentru democrația de astăzi. Cu toate insuficiențele ei, cred că în România avem astăzi, în multe privințe, mai multă democrație decât în perioada interbelică. Și oricum, democrația interbelică a sfârșit rău, a sfârșit foarte rău, să sperăm că nu tot așa se vor petrece lucrurile de acum înainte. Dacă însă este o zonă unde, într-adevăr, cu greu s-ar putea exagera, este în aceea excelenței culturale. Perioada interbelică este o perioadă de mare efervescență culturală și probabil că anii 30, în special, acest deceniu 1930-1940, oferă peisajul cultural cel mai complet, mai diversificat, mai interesant pe care îl poate oferi oricare alt deceniu
în comparație cu oricare alt deceniu din istoria culturală a României. Sigur că aici ar urma imediat întrebarea de ce, sunt mai mulți factori care au concurat la această excelență culturală. Mai întâi, elita intelectuală crește spectaculos. Era o elită destul de subțire la începutul secolului al XX-lea, acum e mult mai consistentă, în anii 30, este și urmarea dezvoltării învățământului, reformelor lui Spiru Caret. În sfârșit, România trece printr-o fază de maturizare, mai ales în ceea ce privește dimensiunea culturală. Și amplificarea elitei înseamnă, în primul rând, creșterea ponderii generației tinere. Nu e o creștere care, în mod firesc, începe cu generația tânără. O generație tânără care se afirmă puternic și are o pondere foarte însemnată la începutul anilor 30. Are generația celor născuți, să spunem, între 1905 și 1910, cu aproximație, generația lui Mircea Eliade, generația lui Emil Cioran, generația lui Eugen Ionescu, e generația lui Mircea Vulcănescu, a lui Petru Comarnescu, și a lui Constantin Noica și așa mai departe și așa mai departe. Am citat doar câteva nume. Sunt oameni care au puțin peste 20 de ani, la începutul anilor 30, și care deja se afirmă prin opere care sunt din primul moment semnificative și au acest sentiment că reprezintă ceva nou în cultura românească, poate exagerându-și, eu știu, partea de noutate, poate, eu știu, minimalizându-i pe înaintașii lor, dar așa se întâmplă cu orice generație dinamică, care au în același timp o frustrare, se simt insuficient luați în seamă, se simt marginalizați din punct de vedere social, din punct de vedere profesional. E drept, ei sunt tot mai mulți, locurile nu mai sunt atât de multe, locurile disponibile, de pildă în învățământul superior, unde în generațiile precedente unii ajunseseră profesor titular la o vârstă foarte tânără, acum sunt mai rare asemenea situații. Mulți dintre ei, deși ar fi meritat, nu-și găsesc locul în învățământul superior, alții sunt abia asistenți sau asistenți onorifici, nici măcar asistenți în sensul de plin al termenului, asta înseamnă fără salariu, au o situație financiară precară, unii pur și simplu împușcă francul, cum se spune. Are Mircea Eliade un articol pe tema asta, diurnele generații tinere, în care se referă la oameni tineri de foarte mare valoare, aflați în poziții foarte, foarte modeste din punct de vedere, eu știu, universitar, dar mai ales în ce privește partea financiară. Și de aici, sigur, o frustrare care pe lângă atitudinea de principiu, că nu e vorba doar de frustrare, se combină lucrurile astea, este și o atitudine de principiu în ce privește destinul României. E căutarea unui nou proiect pentru România. Vechiul proiect, în esență proiectul național, care se realizase la 1918, acum, mai ales pentru cei tineri, trebuia, în sensul gândirii lor, făcut ceva pentru ca România să-și găsească un nou suflu, să meargă mai departe. Și mulți, contează tinerețea, contează și această frustrare despre care vorbeam, și mulți vor o schimbare radicală, e ceea ce Emil Cioran numea, nu, cu un titlu care a rămas, schimbarea la față a României. Vor o altă Românie. Atitudine completată la ei, nu numai la ei și la generația mai vârstnică. În sfârșit, cultura românească se maturizase suficient pentru a nu mai manifesta vechile complexe. Mai ales tinerii se simt lipsiți de complexe și o afirmă cu tărie și tot oarecum împotriva generațiilor precedente. Voi ați fost complexați în fața culturii occidentale, noi deja am asimilat cultura occidentală, nu mai avem complexe, suntem
cetățeni ai Europei, ai planetei, în același timp suntem români, putem să îmbinăm foarte bine condiția noastră de român cu condiția culturală europeană. Într-adevăr, până pe la începutul secolului al XX-lea, sigur că românii au tot învățat de la Occident, a fost un fenomen de aculturație și în cazul culturii românești s-au preluat formele occidentale, formele fără fond, despre care vorbea Titu Maiorescu, treptat fondul a început și el să prindă consistență. Iar acum, în anii 30, se simte această siguranță pe care o capătă, în special tinerii intelectuali, care nu mai sunt complexați de faptul că afirmă puncte de vedere românești în cultură. Ei sunt în același timp, unii sunt în același timp și în mod cât se poate de evident cosmopoliți și susținători ai unei ideologii naționale românești. E cazul lui Mircea Eliade. Mircea Eliade este un românist, ca să folosesc acest termen, cât se poate de convins și în același timp și un perfect cosmopolit. Și multe alte nume ar putea fi amintite pentru a ilustra această combinație. Este și o perioadă de mare tensiune ideologică, de confruntare între dreapta și stânga și tot mai mult într-o dreaptă tot mai extremă și o stângă de asemenea extremă. Tensiune ideologică care, pe lângă celelalte elemente amintite, contribuie la dinamizarea fenomenului cultural. Este o viață culturală foarte, foarte activă, cu foarte multe controverse, cu foarte multe polemici. Și iată câteva explicații ale acestei efervescențe și acestei excelențe culturale caracteristice anilor 30. Ce e interesant, fiindcă vorbim de această tensiune ideologică, este interesant faptul că tinerii merg inițial împreună. Deja deosebirile apăruseră și se tot accentuează între ei, între cei care merg spre soluții de dreapta, cei care merg spre soluții de stânga, dar se simt solidari, este o solidaritate de generație, este o solidaritate a celor care vor ca România să se schimbe. Să se schimbe într-un sens sau altul, dar oricum să se schimbe, să devină o altfel de Românie. Și atunci iată fenomene culturale foarte interesante, precum acea asociație Criterion, faimoasă în epocă și în memoria noastră, prin 1931-32, unde s-au întâlnit tineri cu viziuni ideologice foarte diferite. Un ciclu de conferințe trata personalități reprezentative ale epocii din toate direcțiile. Prima conferință a fost despre Lenin, ținută de persoane care au vorbit în toate sensurile, și favorabil și defavorabil, deci o perspectivă cât mai completă asupra personalității lui Lenin și asupra ceea ce se întâmplase în Rusia. Și atunci a fost într-adevăr un eveniment, fiindcă s-a adunat o mulțime de lume la Fundația Universitară Carol I, deci chiar vis-a-vis de Palatul Regal, și a asemănat cu un fel de manifestație bolșevică, ceea ce nu era în fața Palatului Regal, și a fost alertată poliția, prefectura capitalei. Ori nu era vorba de așa ceva. Mircea Eliade subliniază foarte bine esența fenomenului. El spune: ne simțeam suficient de evoluați în plan intelectual, suficient de maturi pentru a putea discuta absolut orice subiect, a-l discuta fie și în contradictoriu, dar în mod calm și cu argumente. Și așa s-au petrecut lucrurile și cu conferințele ulterioare. Nu, sunt într-adevăr tineri care încă nu au găsit soluția ideală în ce privește de transformarea României, ezită între o direcție și sau alta. E cazul unora care încep prin a fi comuniști și apoi îi întâlnim în extrema dreaptă, printre ei pe cine să menționez, pe Petrețuțea. Petrețuțea începe ca simpatizant comunist și apoi la mijlocul anilor 30 deja aparține unei drepte naționaliste foarte accentuate.
haigacterian, de asemenea comunist inițial și apoi este un legionar cât se poate de fervent. Bun, pot să-l pomenesc și pe Mihail Policroniade, care are orientare legionară de la bun început, însă în sensul acestei solidarități de generații. Are un articol, cred, publicat în 32, când, în 1932, când deja începuse, se angajase în mișcarea legionară și avea să devină unul dintre liderii, poate principalul lider intelectual al mișcării. Dar în articolul ăsta la care mă refer, îi spune generația tânără, titlul e ceva mai lung, îi pune alături, sunt înșirați tinerii și înfăptuirile, pe scurt, fiecăruia dintre ei, absolut fără nicio distinție, sunt amestecați cei cu orientări de dreapta, cu orientări de stânga, pentru Policronia de toți sunt interesanți și toți au meritul de a pune ceva în mișcare în România. Sau, iarăși un lucru interesant în sensul ăsta, se poate spune despre tânărul Mircea Eliade, și Mircea Eliade are orientare care e de la bun început de dreapta și apoi se va accentua în sensul acesta, însă apăruse atunci, au fost doar câteva nume, o revistă proletară, comunistă, în sfârșit la care era angajat și Alexandru Sahia, Bluze albastre, și un articol al lui Mircea Eliade în care critică aspru această revistă, nu fiindcă e comunistă, ci fiindcă nu e suficient de comunistă. Și spune el, dacă toți sunteți comuniști, atunci nu veniți cu propuneri din asta la jumătate de drum, încercați într-adevăr să imaginați o cultură efectiv comunistă, ceva care să schimbe din rădăcini, să schimbe radical România. Nu avem nevoie de soluții blânde, de soluții de mijloc. Iată câte ceva despre mentalitatea, despre atitudinea acestor tineri. În fond, se înfruntă, și nu e vorba numai de tineri, e vorba de tot peisajul cultural și intelectual român, se confruntă două tendințe, sunt mai multe, dar simplificând lucrurile. Pentru unii intelectuali, pentru mulți dintre ei, România nu era suficient de românească, pentru alții România nu era suficient de democratică. Deci avem nevoie de ce pentru a face o nouă Românie? De o democrație dusă până la capăt, fiindcă sigur democrația interbelică este o democrație evident imperfectă, sau avem nevoie de mersul până la capăt în proiectul național românesc? Și în privința asta lucrurile se separă și se separă tot mai radical. Sigur, astăzi sună ciudat, fiindcă avem altă manieră de a gândi, e o întreagă pedagogie în acest sens, nu mai deloc politic corect să îi privim pe cei care nu sunt români ca fiind cetățeni, eu știu, de rangul 2 sau cetățeni suspecți ai României, însă trebuie să ne așezăm totuși în ideologia și mentalitatea perioadei interbelice și în sensurile originare, de fapt, ale fenomenului național. Fenomenul național, asta a însemnat crearea unor spații naționale, deci unor spații cât mai unificate din punct de vedere lingvistic, cultural. Sunt țări occidentale care au dat exemplu, care au dat modelul, Franța, Germania. Pentru Germania asta înseamnă națiunea, este o națiune de limbă, de istorie și chiar o națiune de sânge. Pentru Franța nu, este o națiune politică, dar o națiune politică care a dus tot la o uniformizare aproape deplină a spațiului lingvistic și cultural. În vremea Revoluției franceze s-a făcut atunci un recensământ, în Franța cei mai mulți francezi nu vorbeau franțuzește. Ori în câteva generații Franța a ajuns să uniformizeze acest spațiu lingvistic și să facă din toți locuitorii săi adevărați francezi. Lucrurile au fost mult mai complicate atunci când modelul național de sorginte occidentală a fost aplicat în Europa centrală, răsăriteană, sud-estică, în partea asta, în jumătatea asta a Europei, caracterizată printr-un mare amestec de populații. Deci a fost, nu spun imposibil, dovadă că s-au trasat aceste frontiere ale statelor naționale, dar s-au trasat cum s-au trasat. Putem să vorbim aici, dar n-am vreme să vorbesc despre toate și sigur aici se pot confrunta tot felul de păreri.
despre ce a însemnat și sistemul de la Versailles după 1918. S-au creat state naționale, așa zis naționale, care nu prea s-au dovedit a fi state naționale. Vezi Cehoslovacia, vezi Iugoslavia. Nici România nu e România de după 1918 un stat național unitar, așa cum apare proclamat, dar e totuși mai național și mai unitar decât au fost Cehoslovacia și Iugoslavia, dovadă că România a rezistat. Era însă problema asta a prezenței celorlalți, prezență considerată supărătoare și neconformă cu ideologia națională și cu proiectul unui stat național în adevăratul sens al termenului. Să ne gândim că totuși, dacă ar fi să dau exemplu Transilvania și mă refer la datele recensământului din 1930, Transilvania în sensul larg, cu Banat, Maramureș, Crișana, românii reprezentau 58% din populație, ceilalți unguri, germani și așa mai departe, 42%. Asta înseamnă, într-adevăr, înseamnă două lucruri evidente. Primul, că românii erau majoritari, incontestabil, al doilea, că nici minoritarii nu erau chiar atât de minoritari. Iar orașele transilvanene, în toată perioada interbelică, au fost mai puțin românești decât maghiare și germane. La fel și ponderea economică a celorlalți era mare. Lucrurile stăteau asemănător în combinații etnice diverse, dar cam cu aceleași ponderi ale celorlalți și în Bucovina și în Basarabia și într-o anumită măsură, sigur în alt context, dacă ne referim la orașele din Moldova, la prezența evreilor și numeric și ca pondere economică. Bun, lucrurile astea pentru noi astăzi nu mai sunt dramatice, cum să spun, și nu le mai privim în felul în care erau privite în perioada interbelică. Dar în perioada interbelică sunt privite, nu de toți, dar de cei care mizează pe acest proiect de românizare accentuată a României, sunt privite ca o insuficiență a manifestării elementului românesc și în sensul căutării unor soluții care puteau să fie ele. Bun, aici s-a mers, cum știm, unor foarte, foarte departe și lucrurile s-au deteriorat complet. Dar căutarea era a unor soluții pentru ca România să aparțină cu adevărat românilor, să nu mai aparțină celorlalți. Ăsta este sensul care astăzi încă o dată poate să fie foarte criticabil, dar care pentru mine este perfect de înțeles. Eu înțeleg foarte bine, chiar dacă nu gândesc așa, dar înțeleg foarte bine că unii, destul de mulți, au putut să gândească așa în perioada interbelică, fiindcă ăsta era sensul proiectului național. Să avem o Românie, de asta exista o Românie, care să fie românească, care să fie cât mai românească, să fie românească până la capăt. Aminte de ce am făcut o Românie. E gândul lor, nu e gândul meu. Dar sunt texte, bun, mă gândesc, îmi vine acum aminte un text al lui Mircea Vulcănescu, îi spune cele două Românii. Sunt două Românii distincte și opuse, scrie Mircea Vulcănescu. Sunt cei de la orașe și cei de la sat. Și el merge cam departe, cum să spun, pentru un statistician experimentat, cum era Mircea Vulcănescu, depășește totuși, depășește măsura când spune că nu numai orașele transilvanene, dar și orașele din Muntenia și din Moldova nu mai sunt românești, că nu prea auzi vorbindu-se românește nicăieri. Este o exagerare, mă rog, e o figură de stil, o hiperbolă, care vrea să spună până la urmă că orașul este înstrăinat, e insuficient românesc și rămâne satul care este depozitarul tradiției culturale românești și acolo se află românii autentici. De aici și mitologizarea satului în perioada interbelică. Sigur, e o tradiție mai veche, dar ne-am fi așteptat poate ca ea să fie amendată, să fie nuanțată în perioada interbelică. Nu prea este, fiindcă orașul e perceput încă mai mult decât înainte de 1918, e perceput ca un loc unde se află străinii în mai mare măsură decât românii sau, în orice caz, în prea mare măsură. Și atunci vedem această mitologie țărănească și în anii 30, chiar dacă anii 30 sunt ani de modernizare și de industrializare a României, dar mitul satului românesc e cât se poate de activ spre sfârșitul perioadei interbelice. Carol al II-lea însuși se vrea multe, dar se vrea a fi și un rege al țăranilor. Exemple sunt nenumărate. Sociologia românească, nu? Școala sociologică a lui Gusti.
o școală sociologică foarte interesantă, dar și ea orientată spre sociologia rurală. Gusti cu echipele lui fac cercetări în diverse sate, nu știu să fi făcut asemenea cercetări în orașe. Deși mediul orășenesc nu e mai puțin interesant pentru un sociolog decât mediul rural. Însă funcționa și în sociologie, mitologia aceasta rurală, legată de ideea purității românești, care nu se poate întâlni decât la sat. Ăsta e proiectul naționalist. Și, bun, avem celălalt proiect, n-am vreme să vorbesc prea mult, că timpul trece și conferința e totuși limitată în timp. Proiectul democratic, unde ce e interesant de spus, printre multe altele care s-ar putea spune, cu cât merge mai spre stânga, cu atât crește, sigur sunt și români etnici destui spre stânga, dar crește ponderea celor de alte origini, de diverse origini, dar în mod special ponderea evreilor, intelectualilor evrei, care, în mod logic, cum să spun, sunt și evrei de dreapta, dar nu sunt prea mulți și la un moment dat nu-și mai găsesc locul într-o dreaptă naționalistă care se pronunța în fond împotriva lor și unor explicit. Și atunci își găsesc locul, sigur, la stânga, acolo unde un proiect complet radical de democratizare ar fi rezolvat și problema evreiască, printre altele. Și poate că nu mai revin asupra acestei chestiuni, prezența asta masivă a evreilor români în zona stângii și în ceea ce privește comunismul cu atât mai mult, explică și ponderea lor apoi la sfârșitul anilor 40 și în anii 50, fiindcă apare la nesfârșit discuția asta despre evreii care au instaurat comunismul, despre tot ce au făcut evreii în primii ani de comunism. Ori situația e cât se poate de normală și de logică. Ei se află acolo nu în calitate de evrei, ci în calitate de comuniști. În Partidul Comunist, ponderea evreilor era foarte, foarte însemnată. Iar ponderea românilor, mult mai mică decât în partidele care se orientau spre dreapta naționalistă. Ăsta e un fapt istoric, un fenomen istoric pe care nu putem decât să-l constatăm și, sigur, să încercăm să-l și interpretăm. Ce vreau să mai spun este că, cercetând tot ce am cercetat pentru a scrie cartea asta, impresia pe care mi-am format-o este că în anii 30, totuși, orientarea spre stânga a intelectualilor nu e mai puțin semnificativă decât orientarea altora spre dreapta și spre extremă dreaptă. Fiindcă după ce comunismul a exagerat și chiar a mistificat lucrurile cu privire la ponderea stângii în perioada interbelică, a urmat exagerarea în sensul celălalt după 1990, când ne referim prioritar sau exclusiv la fenomene culturale sau la personalități bine marcate la dreapta, Mircea Eliade, Cioran, etc., etc., uitându-i, lăsându-i în umbră pe cei care priveau spre stânga, spre soluții de stânga. Poate nume mai puțin cunoscute, mai puțin celebre, dar care, judecând lucrurile în sens general, în sensul, știu, unei sociologii culturale, ponderea lor nu este mai mică, nu sunt mai puțin reprezentativ decât sunt cei care merg în direcția cealaltă. Cum vă spuneam, inițial tinerii merg împreună, apoi se petrece treptat o disociere. E o disociere care se vede foarte bine la nivelul presei românești, marile ziare care sunt pe de o parte Universul, pe de altă parte Adevărul și Dimineața, care reprezentau aceeași întreprindere editorială. Universul este, am spune noi, un ziar de centru-dreapta, Adevărul Dimineața de centru-stânga, dar cu cât tensiunea ideologică crește și confruntările se ascut, cu atât Universul privește tot mai mult spre dreapta, spre o dreaptă tot mai accentuată, iar Adevărul și Dimineața tot mai mult spre stânga. Practic nu mai există pentru unii adversari la dreapta, Universul nu mai vede adversari nici în legionari, nu mai există pentru ceilalți adversari la stânga, deci până la comuniști lucrurile stau foarte bine pentru Adevărul și Dimineața. Bun, patronii
patronii acestei prese, presa din Sărindar, cum se spunea, sau ca să vorbesc în limbajul epocii, limbajul celorlalți, presa jidovită din Sărindar, fiindcă erau, patronii erau evrei și nu îi cheamă oricum, îi cheamă Paucăr, sunt doi frați Paucăr, unul dintre ei este tatăl, altul este unchiul lui Marcel Paucăr, care este soțul faimoasei Ana Paucăr. Bun, asta nu înseamnă că dacă tinerii amintiți sunt comuniști, nu înseamnă că și bătrânii Paucăr, ca să le spun așa, sunt comuniști. Ei nu sunt comuniști și ziarele nu sunt comuniste, că altfel nici n-ar fi avut importanța pe care au avut-o în mediul jurnalistic românesc. Sunt ziare pe care, parcurgându-le astăzi, ni se par mai apropiate ca ton de maniera noastră de a gândi decât este Universul. Universul sună puțin prea naționalist. Celelalte sunt ziare de stânga, sigur că da, dar limbajul lor și maniera lor de a vedea lucrurile e mai ușor de înțeles astăzi decât maniera celorlalți. Însă, repet, nici pentru ei nu mai sunt adversari spre extrema stângă. Așa se polarizează lucrurile în plan ideologic și în România și în întreaga Europa de la mijlocul anilor 30. Îl vedem pe Petre Pandrea, chiar nu mai știu în care din cele două ziare, în Adevărul sau Dimineața, când a fost procesul Anei Paucăr, era și rudă, sigur, cu patronii, Ana Paucăr, un articol ieșit din comun la adresa Anei Paucăr, numită admirabilă, intelectuală și așa mai departe, deci o pledoarie pentru o comunistă angajată. Iar momentul decisiv, sau anul decisiv, este 1936. Se separă apele teribile în 1936. Se petrec multe în Europa, dar în special războiul civil din Spania. Și în raport cu ce se petrece în Spania, opțiunile sunt clare. Unii sunt de partea lui Franco, alții de partea republicanilor spanioli. Universul e clar, nu mai repet, e pro-Franco, Adevărul Dimineața, pro-republican. Da, în Adevărul Dimineața, Tudor Teodorescu Braniște, iarăși un jurnalist important din epocă și el un jurnalist de stânga, justifică până și procesele staliniste din 37-38, procesul căruia a căzut victimă în Senat, bineînțeles, mareșalul Tukhachevski, și explică Braniște, Tukhachevski vrea să dea o lovitură de stat care ar fi apropiat Rusia de Germania. Sigur că procesul n-a fost echitabil, dar mai bine că a fost și că până la urmă nu s-a întâmplat ce vrea Tukhachevski, fiindcă Stalin cel puțin nu se va asocia Germaniei și asta e mai bine pentru România. Totul este o aiureală, Tukhachevski nu urmărea nicio lovitură de stat și nu era deloc mai bine pentru România ce s-a întâmplat. Dar am dat exemplul ăsta ca să ilustrez ceea ce spuneam, faptul că pentru unii nu mai sunt adversari spre extrema dreaptă, pentru alții nu mai sunt spre extrema stângă. Este și o revistă, m-am ocupat în mod special de revista asta, e o revistă seducătoare, cum să spun, îi spune Vremea, apare din 1928, a apărut până în 38, atunci a fost suspendată și a apărut din nou 2 ani mai târziu, până în 44. E condusă de doi tineri, frații Donescu, Vladimir și Alexandru Donescu, ambii fii unui primar al Bucureștilor. O revistă unde întâlnim aproape toate numele semnificative ale culturii românești în anii 30 și foarte multe nume de tineri. Și întâlnim amestecați, cum să spun. Frații Donescu sunt de formație liberală, înclină însă amândoi spre legionarism, treptat. Revista e deschisă însă tuturor, sunt și de dreapta și de stânga. Alexandru Sachia, de pildă, care era deja comunist, e o vreme redactor la Vremea și publică în Vremea. Sigur, publică toți ceilalți, Mircea Eliade, Noica, Cioran și așa mai departe. Publică mulți evrei, Mihail Sebastian, care e un evreu de dreapta, apoi bineînțeles că nu se va mai regăsi în mișcarea asta, dar oricum este un emul al lui Nae Ionescu. Dar și alții care nu sunt deloc de dreapta, Felix Aderca, Ion Călugăru și nu vin toți în minte. Și îi întâlnim până în 36. La începutul lui 36 încă sunt toate numele astea de jurnalist sau de scriitor evrei. La sfârșitul lui 36 nu mai e niciunul. Deci în anul ăsta se petrece
disocierea totală, vremea înclină tot mai mult spre legionarism, de asta e și suspendată de regimul lui Carol al II-lea la sfârșitul lui 38, reapare odată cu legionarii în toamna lui 1940, foarte legionar atunci, devine ceva mai puțin legionară după căderea legionarilor de la putere din ianuarie 41, dar încă destul de radicală spre dreapta naționalistă, ține drumul ăsta vreo 2 ani de zile, după care face din nou o cotitură, e o cotitură și la mijlocul războiului, adică tonul presii nu mai e același în 41-42, când se părea că România alături de Germania câștigă războiul, și apoi în 43-44, când era tot mai evident că România o să piardă războiul. Așa că din 43-44 vremea devine tot mai democratică, merge cât putea în condițiile perioadei de război spre un gen de, eu știu, oarecum spre stânga, să spunem, îl întâlnim pe Călinescu, îl întâlnim pe Iorgu Iordan, care ar fi fost de neconceput să apară în coloanele vremii cu 2-3 ani înainte. Cam asta e povestea zisă pe scurt. E o revistă foarte interesantă că prin vremea poți să urmărești din 28 de când apare și până în 44 toate aceste avataruri ideologice și culturale. Acum, ca să mai spun repede unele lucruri la care țin, pe care am încercat să le elucidez în cartea asta, e o problemă interesantă, rolul regelui, rolul lui Carol al II-lea în viața culturală. Carol al II-lea, bun, care s-a vrut, spuneam, și rege al săranilor și s-a vrut rege al multor lucruri și proiecte, s-a dorit cu tot din adinsul să fie și un rege al culturii. Și apare sintagma asta, regele culturii, de multe ori și oficial și, eu știu, sub pana unor scriitori. Vă spun drept că am fost tentat să-i caut nod în papură lui Carol al II-lea, care, al minter, a făcut și multe lucruri detestabile, cum să spun, a dereglat complet viața politică a României în anii 30. Și atunci nu m-ar fi deranjat să-i găsesc anumite atitudini mai puțin lăudabile și în materie de cultură. Vă mărturisesc că nu i le-am găsit. Deci eu nu pot să spun despre Carol al II-lea ca rege al culturii decât lucruri bune. Nu am cum să spun ceva ce n-ar fi bun. Și mă amuză faptul, și asta am căutat să văd cum stau lucrurile, m-am întrebat dacă regele chiar citea câte ceva. Concluzia mea este că nu prea citea, s-a păstrat jurnalul lui, s-a și publicat, e foarte detaliat. Regele ce făcea? În fiecare seară se uita la filme, la un film în orice caz, de multe ori la două filme, americane, cele mai multe, franțuzești, nota în detaliu în jurnal jocul actorilor, cât i-a plăcut sau nu i-a plăcut filmul respectiv. Ce mai făcea? Mai juca poker, dar să citească vreo carte, poate că le citea în secret și nu vrea să se știe, fiindcă nu a notat nimic în jurnalul lui să fi răsfoit măcar vreo carte. Însă spun toate astea nu ca să îl denigrez, ci tocmai ăsta e paradoxul, pentru a-i sublinia contribuția în plan cultural. A fost, într-adevăr, a vrut să fie un rege al culturii și a vrut ca epoca lui să fie o mare epocă culturală. Nu înseamnă că el a făcut-o, dar în măsura în care putea, a susținut-o. A susținut-o masiv prin editura Fundațiilor Regale și aici l-a avut colaborator apropiat pe Alexandru Rossetti. Alexandru Rossetti, marele editor, poate editorul prin excelență pe care l-a avut cultura românească. Într-adevăr, dacă te uiți pe ce publică editura Fundațiilor Regale, sigur, Rossetti era cel care decidea, dar până la urmă, în ultimă instanță, decidea regele sau nu se putea decide împotriva regelui. Ori este o editură care, pe de o parte, publică autori consacrați și publică ediții definitive, cum e ediția Arghiezi și multe altele, iar pe de altă parte publică foarte mulți scriitori tineri, foarte mulți scriitori începători, ceea ce o mare editură nu prea face. Ori asta a făcut o editură a Fundațiilor Regale. Iar regele a avut, fără să-i citească probabil pe autorii ăștia, a avut o înclinare spre literatura tânără, spre nonconformismul unor scriitori, l-a susținut foarte tare pe Arghiezi și pe alții, i-a susținut, cum să spun, moral și nu însemna puțin lucru. Le-a afirmat rolul simbolic în viața românească și în cultura românească. Asta nu se mai întâmplase până la Carol al II-lea. Scriitorii erau lăsați în pace, se descurcă sau nu se descurcă, nu era
treaba, eu știu, guvernelor sau regilor să le sublinieze importanța. Carol al II-lea a făcut-o. Deci scriitorul devine un personaj simbolic semnificativ în anii 30 și a susținut, sigur, prin tipărirea lucrărilor, dar și direct material, inclusiv Arghezi a primit nu puțin bani direct sau indirect, bun, nu banii personali ai regelui, dar totuși regele a aranjat aceste mici transferuri financiare. Da, e și bine sfătuit, l-am pomenit pe Rossetti, un alt apropiat este Dimitrie Gusti, sociologul, marele sociolog, care, ca să spunem mai în glumă, mai în serios, era într-un fel înrudit cu Carol al II-lea, fiindcă era căsătorit cu verișoara Elenei Lupescu. Soția, deocamdată neoficială, dar mai târziu avea să fie chiar oficială a lui Carol al II-lea, sau un personaj pitoresc și interesant și uitat astăzi, generalul Condiescu, aghiotant al regelui Carol al II-lea, el însuși scriitor, sigur un scriitor de prim plan, dar un om cu care Carol juca poker, mai bea câte un pahar și între astea se strecura și ceva din pledoaria generalului Condiescu pentru scriitori, foarte apropiat de Arghezi, foarte apropiat printre tineri și de Mircea Eliade, de Mihail Sebastian, toți au simțit într-un fel protecția regală sau protecția celor apropiați de regele Carol al II-lea. Da, se vede apoi și în perioada dictaturii, tot despre Carol al II-lea să mai spună, că a fost un mic, dacă nu scandal, a fost stupefacție la Academia Română, foarte conservatori în ceea ce privește cel puțin aprecierea scriitorilor, aprecierea literaturii, foarte conservatori membrii Academiei Române. Și a fost momentul primirii lui Blaga la Academia Română, discursului de recepție în 1937. Blaga era maximum cât puteau accepta academicienii. Deci era o poezie modernă, dar totuși și cu nota națională, autohtonistă, mergea la limită. Nu ar fi mers Arghezi. Regele era numai consultat, e prea puțin spus, deci până la urmă, dacă nu el decidea, fără el nu se putea decide intrarea cuiva la Academie. Dar nici regele n-ar fi îndrăznit să meargă atât de departe, să-l susțină pe Arghezi, asta era prea de tot, să-l susțină ca membru al Academiei. Însă regele vine când e primit Blaga, când e discursul, ține Blaga discursul de recepție și îl salută pe Blaga, spunând însă, în plus, prin tine, Blaga, salut întreaga literatură tânără românească, care, în ciuda unor licențe, e concesia pe care o face academicienilor, e totuși o literatură meritoasă și așa mai departe și așa mai departe. Și asta, după plecarea regelui, Iorga a plecat curios la rândul lui, era adversar hotărât al lui Arghezi și a ceea ce considera a fi literatură pornografică, iar ceilalți academicieni rămăseseră perplexi și discutau între ei, unii spuneau, ce l-o fi apucat pe rege, se bagă niște lucruri la care nu se pricepe, nu e chemat el să le aprecieze și așa mai departe. Deci în felul lui, regele a făcut cât a putut pentru literatură și mai ales pentru ceea ce numea literatura tânără sau să zicem literatura mai puțin conformistă. Și adeziunea intelectualilor se vede în perioada 38-40, în perioada dictaturii regale. Nu am vreme să intru în detalii, dar sunt foarte mulți care aderă la Frontul Renașterii Naționale, iar Frontul Renașterii Naționale însuși se vrea, prin hotărârea, prin dorința regelui, se vrea cât mai deschis spre intelectuali. În Parlamentul Frontului Renașterii Naționale, când e prezentat mesajul tronului în 39, răspunsul la mesaj e dat în cameră de Alexandru Rossetti, lingvistul și profesorul și editorul de la Fundațiile Regale, iar la Senat de Ioan Alexandru Brătescu Voinești. E interesantă alegerea asta, sunt doi intelectuali, un universitar, un scriitor, atunci când peisajul era mult mai variat, erau și oameni politici și din vari domenii. Da, ce interesant de spus acum, vorbind despre universitar, cred că mai am puțin timp. În 1938, când s-a instaurat dictatura regală și s-au dizolvat partidele politice,
Autoritatea a dorit să știe exact cum stau lucrurile. Fotografia adeziunilor la diverse partide politice, ale funcționarilor publice, inclusiv universitari. Și atunci fiecare universitar a trebuit să dea o declarație din ce partid a făcut parte. S-au păstrat la Arhivele Naționale, sunt zeci de dosare cu aceste declarații. S-a alcătuit și o statistică, deci știm exact cum au stat lucrurile. Concluzia este că universitatea e destul de politizată, sau dacă nu universitatea neapărat ca instituție, membrii universității, profesorii, conferențiarii, 50% dintre ei aderaseră la un partid politic. Deci mi se pare foarte mult. Și mi se pare foarte mult și în condițiile în care, când te uiți pe numele astea, fie în declarațiile respective, fie sunt anuarele universităților, sunt nume, și mă refer la nivelul profesorilor și conferențiarilor, sunt nume de prim plan aproape toate. Deci sunt nume celebre, cum să spun, pe care le știm și astăzi prea bine. Și oameni despre care nu poți să spui că și-au datorat cariera sau n-ar fi putut să facă carieră decât sprijinindu-se pe puterea politică. Adică sunt nume mari în domeniile lor. Dar simțeau nevoia asta, se simțeau mai siguri dacă îi sprijină puterea. Asta a spus-o cu deplină ingenuitate Constantin Rădulescu Motru, marele filozof, la sfârșitul lui 44, deci când România se îndrepta deja spre comunism, și în jurnalul lui scrie cam așa: dacă am trecut prin diverse partide politice, că a trecut prin mai multe, că se schimba puterea de la o perioadă la alta și atunci, bun, dacă vrei să te sprijini, nu mai puteai să te sprijini exact pe aceeași. Dacă am trecut, spune el, am făcut-o pentru a păstra, bun, parafrazez, nu mai țin minte exact textul, am făcut-o pentru a prezerva demnitatea și libertatea și autonomia. Deci m-am simțit mai sigur în felul ăsta, n-am vrut să fiu călcat în picioare, să fiu marginalizat. Deci erau niște mici avantaje pe care le căpătai mai curând, sigur, printr-o relație strânsă cu factorul politic. Și scrie Rădulescu Motru, asta e propoziția de final și propoziția decisivă, suntem la sfârșitul lui 44, dacă aș fi mai tânăr, acum m-aș face comunist. Ar fi fost ultimul partid, în sfârșit, prin care să treacă Rădulescu Motru, dar nu s-a înscris totuși în Partidul Comunist și asta nu i-a prins deloc prea bine. Da, în ce privește repartiția acestei jumătăți dintre universitari, jumătate din cei jumătate, sunt membrii PNL, Partidul Național Liberal, deci e partidul cel mai curtat de universitari și din motive evidente, fiindcă e partidul dominant în perioada interbelică. De cele mai multe ori, cei mai mulți ani sunt de guvernare liberală. Apoi, pe locul 2, evident, e Partidul Național Țărănesc. Aici nu e chiar identitate între Iași, între Universitatea din Iași și Universitatea din București. La București sunt mai mulți liberali, la Iași sunt mai mulți țărăniști. Și inclusiv din aripa stângă a țărăniștilor, Iași, sigur, diferențele nu sunt extraordinare, dar dacă căutăm la nuanțe, Iași, Universitatea din Iași, e mai la stânga decât Universitatea din București. Și ca replică mă gândesc la Iași dată mișcărilor de extremă dreaptă, care nu erau chiar atât de reprezentate, erau puțin reprezentate la nivelul corpului universitar, erau mai reprezentate printre studenți și în mediul ambient, cum să spun, legionarii sau cuziștii. Și atunci replica este o orientare mai spre stânga unei bune părți din corpul universitar. Și aici sunt nume care, în mod evident, ilustrează această orientare spre stânga: Iorgu Iordan, Mihai Ralea și alții, da. Apoi, bine, mai sunt, sigur, nu tot atât de numeroși, dar sunt din Partidul Național Agrar al lui Goga, au câțiva intelectuali acolo, dintre ardeleni, Lupa și istoricul și alții, Ion Petrovici, care e filozoful, tot de la Iași, înainte de a ajunge spre soții la București, care și el a trecut prin nu știu câte partide și la un moment dat îl întâlnim în partidul lui Goga. Legionari sunt puțini. Ce e interesant e că în corpul universitar nu întâlnim niciun comunist. Fusese Constantinescu Iași, dar fusese deja dat afară și închis.
În orice caz, nimeni nu se declară comunist, nici nu se putea declara că nu exista legal Partidul Comunist, însă niciunul, asta mi se pare interesant, niciunul nu se declară socialist. Ori Partidul Socialist exista, avea o existență legală și nimeni nu era urmărit, nu era persecutat, fiindcă era socialist. Dar probabil pentru universitari era neinteresant să fii socialist, că nu socialiștii te puteau sprijini într-o carieră universitară sau să obții mai știu eu ce. Nici legionari nu sunt prea mulți, poate puțin mai mulți printre asistenți, printre profesorii titulari sunt câțiva, unul Traian Brăileanu, la Cernăuți, sociologul care ajunge apoi ministrul Educației Naționale în toamna lui 40, cel mai cunoscut rămâne Petre Pepanaitescu, istoricul de la București, care va fi rectorul Universității din București în toamna lui 40, și mai sunt alți câțiva. Sigur, și la nivel de conferențiar, nu știu, nu Traian Hersenie, încă nu era nici conferențiar atunci, dar nu sunt puțin legionari. Da, mai sunt de spus lucruri despre universitate. Universitățile sunt foarte românești. Deci universitățile, dacă vorbim de proiectul ăsta de românizare, uite o metodă aplicată și în Franța și în alte părți. În Franța nici astăzi nu există nicio școală în care să se predea în altă limbă decât în franceză. Deci universitățile sunt românești, sunt devenite românești cele din ținuturile alipite. Deci Universitatea din Cluj fusese maghiară, acum e Universitatea Românească, cea din Cernăuți fusese germană, e tot Universitatea Românească. Nu se predă decât în românește și nu sunt decât profesori români, exceptându-i pe câțiva, sigur, la Cluj, literatura maghiară e predată de un maghiar, măcar atât, dar în rest nu sunt decât români. Sunt câțiva evrei, poate printre asistenți ceva mai mult, și la medicină sunt ceva mai mulți evrei, dar totuși puțin. Deci peisajul universitar este foarte românesc și aici nu e concordanță între corpul profesoral și studențime. Studențimea este amestecată, sunt mulți evrei printre studenți. Evrei procentual sunt cei mai mulți raportat la populația lor. Au un număr de studenți și de intelectual până la urmă mai mare decât în populația etnic vorbind românească. De altfel, evreii, și fac o ultimă paranteză cu evrei, sunt când subreprezentați, când suprareprezentați. Cei care pledează pentru eliminarea evreilor văd suprareprezentarea, nu văd și subreprezentarea. Deci ei sunt subreprezentați în instituțiile statului, nu? Sunt foarte puțini evrei profesori universitari, sunt foarte puțini, aproape deloc, în armată, în magistratură, deci în tot ce ține de funcționarea și de administrarea statului, în instituțiile oficiale ale statului, și atunci sigur că sunt foarte mulți și sunt suprareprezentați în zonele celelalte. Sunt foarte mulți evrei medici, sunt foarte mulți evrei avocați, sunt foarte mulți evrei jurnaliști. Deci e o subreprezentare flagrantă, combinată cu o suprareprezentare care și ea poate să pară flagrantă. E un dezechilibru din punctul ăsta de vedere. Deci în ce privește studențimea, sunt pe lângă români reprezentați cam la procentul lor, la procentul populației, evrei ceva mai mult, sunt și unguri, sunt și germani, însă universitățile apar într-adevăr ca instrumente de românizare în perioada interbelică. Sunt puține femei la universitate, mă refer tot la corpul profesoral. Iașul stă cel mai bine, trebuie să spun, în 1938 sunt două femei profesori universitari. La București nu era niciuna, la Cluj nu știu dacă este sau nu este una, nu mai țin minte, dar Iași în orice caz stă infinit mai bine decât Bucureștiul, fiindcă 2 față de 0 înseamnă infinit. Iar prima dintre ele este Vera Miller. Vera Miller e o rusoaică, deci prima profesoară universitară din România a fost o rusoaică. E căsătorită cu Alexandru Miller, matematicianul bine cunoscut de la Universitatea din Iași. Ea însăși devenise, s-au cunoscut la studii în Germania și ea s-a stabilit sigur în România, ea însăși devine conferențiară la Iași și în 1918 ajunge profesoară după o întreagă poveste că nu era deloc clar autorităților dacă o femeie poate să fie profesor universitar, și aici sunt două școli de gândire, ca să spun așa, care se înfruntă în minister și la universitate în 1918.
Unii susțineau că bine ar fi, bine și că ea merită și tot ce vrei, dar că nu se poate, pur și simplu nu se poate, fiindcă universitatea, cele două universități trimiteau câte un senator în Senatul României. Și senator ales prin votul profesorilor titulari, doar al profesorilor titulari, nu votau și conferențiarii. Atunci era distinția netă între un profesor și un conferențiar, nu mai spun între un profesor și un asistent. Și problema e că ea, femeile neavând drept de vot, cum putea Vera Miller să fie profesoară și astfel să ajungă să aibă drept de vot când ea ca femeie nu avea drept de vot? Și unii considerau că asta e o problemă insolubilă, care s-a rezolvat până la urmă totuși, nu știu cum au justificat din punctul ăsta de vedere, dar ea devine, spre sfârșitul lui 1918, devine profesoară titulară. Acum, ca să spun foarte pe scurt, dacă mai pot vorbi poate un sfert de oră, despre perioada legionară, toamna, cele câteva luni din toamna lui 40, începutul lui 41, sigur că legionarii aveau proiecte mari. Schimbarea la fața României, la asta se referă până la urmă. Acolo unde au mers mai departe, dar nici acolo n-au reușit până la capăt, a fost în universități. Deci au vrut să curețe universitățile, s-au alcătuit comisii de revizie și au luat la rând, e foarte interesant, fiindcă s-au păstrat, sunt zeci multe de dosare la Arhivele Naționale. S-au păstrat toate fișele făcute profesorilor și asistenților întregului corp universitar și sunt date foarte, foarte interesante despre universitarii respectiv. Multe nu le-ai avea dacă legionarii nu făceau acest bine istoricilor de astăzi. Cum și securitatea a făcut un serviciu enorm. La CNSAS sunt dosare splendide despre intelectualii epocii, așa încât se folosește și istoricii de ce au și bine. N-a fost bine ce s-a întâmplat atunci, dar dacă tot s-a întâmplat, mai bine că avem decât să nu fi avut aceste dosare. Și bun, ei au spus că fac o curățire și pe criterii profesionale și sigur că unor au încercat și erau și cazuri de genul ăsta, deși când vezi că au vrut să-l dea afară din universitate pe George Mihail Palade, pentru incompetență. Era asistent, era la început de carieră, sigur, n-aveau de unde să bănuiască așa ceva, dar cred că nu era un caz flagrant de incompetență, totuși, acest prim și singur român care a luat premiul Nobel pentru medicină. Da. Deci l-au considerat adversar al legionarilor, se arată clar în caracterizare și de aici pornesc toate, imoral, relații cu asistente medicale și așa mai departe, și incompetent profesional. Dar cred că incompetența îi se trăgea mai ales din lipsa lui de simpatie pentru legionarism. Nu, admiter, sunt mulți profesori cunoscuți care urmau să plece din universitate, printre ei și Alexandru Rosetti și Ralea, cei care colaboraseră mai îndeaproape cu Carol al II-lea, bineînțeles. Cazul Gusti e foarte interesant, fiindcă erau în comisiile astea de revizie legionari elevi apropiați al lui Gusti, printre ei Traian Herseni, cel sociolog de renume, dar un om care îi datora foarte mult lui Gusti, sau Iordache Făcăoară de la Cluj. Și pe de altă parte, dacă era unul compromis cu regimul lui Carol al II-lea, era Gusti, colaborase de aproape cu Carol al II-lea și încă o dată era căsătorit nici mai mult, nici mai puțin decât cu vara Elenei Lupescu, care pentru legionari era și mai rea decât Carol al II-lea. Și din toate astea n-a ieșit nimic până la urmă. Au discutat în comisie și au spus că lasă pentru mai târziu decizia, că n-au știut ce decizie să ia. Nu puteau între Traian Herseni și ceilalți elevi ai lui Gusti chiar să-l dea afară pe Gusti. Care bietul Gusti este și el dezarmant când îl privește. Așa n-am timp, dar am scris în carte în mai multe locuri despre Gusti. Are un cent de naivitate, el e detașat de ideologie, cum să spun. El se ocupă de sociologie, e foarte popular printre studenți, are echipele lui studențești și își face iluzii cu privire și la... Și după 44 și-a făcut iluzii. S-a dus în America, a crezut că va reuși să facă un institut de cercetări sociologice la plan mondial cu care să reformeze lumea și așa mai departe. Și când s-a reîntors în România, s-au mirat discipolii lui de ce s-a întors el în România. Bun, l-au dat afară din casă, a ajuns într-o cameră sărăcăcioasă la marginea Bucureștiului, după aia l-a luat din milă un fost
Am fost student, am fost colaborator. În sfârșit, e un final dramatic de viață, sfârșitul lui Gusti. Da, asta e deja o altă poveste. Da, cam asta cu legionarii. Când vine Antonescu, adică era deja la putere, dar când îi înlătură pe legionari în ianuarie 41, aici e ceva interesant de spus despre regimul Antonescu, totuși. Și e totuși un soi de dispută, de controversă și printre istorici. E o controversă care mie mi se pare de înțeles. Deci sunt unii care îl condamnă pe Antonescu, sunt alții care îl apreciază pe Antonescu. Și cred că au dreptate și unii și alții, cum să spun. Deci regimul Antonescu este un regim în bună măsură brutal și chiar criminal. Represiv în orice caz și criminal, știm prea bine ce s-a întâmplat cu evrei, nu mai încape discuție, lucrurile sunt evidente. Și era firesc să plătească pentru crimele astea. Pe de altă parte, este și un regim legalist. Are o dublă față, că se potrivesc sau nu se potrivesc lucrurile, dar așa stau ele. Deci e un regim care a vrut să păstreze o anumită normalitate. E un regim care nu e ideologizat sau e ideologizat, sigur, dar în sensul unor ideologii deja curente în societatea românească. Românismul, antisemitismul, dar nu este excesiv de ideologizat, cum au fost legionarii sau chiar cum a fost dictatura regală. Nu era deloc un ideolog Antonescu, asta este evident. Și atunci avem totuși realitatea asta și s-a păstrat stenograma ședinței Consiliului de Miniștri când Antonescu s-a referit el însuși la lucrările Comisiei de Revizie, toți universitarii care urmau să fie dați afară. Îi spune Antonescu, am luat lucrarea și am aruncat-o la coș. Nu poți să-i tratezi pe universitar în felul ăsta. Nu poți să-i dai afară pe universitar numai pentru delict de opinie. Sunt persoane care au o calificare înaltă, sunt persoane pe care nu le poți înlocui ușor, iar dacă ei greșesc să fie judecați în funcție de legile țării, nu dincolo de aceste legi. Deci a spus frumos aici, cum să spun, asta nu-i scuză crimele, dar e partea legalistă, ca să spun, a lui Antonescu și a regimului lui Antonescu. Iar în ce privește universitatea, sigur, răul fusese făcut în ce privește pe evrei, vreau să spun. Evrei fusese răscoși din universitate, unii dintre ei, chiar spre sfârșitul domniei lui Carol al II-lea, în august 40, o lună înainte de căderea lui Carol al II-lea, sunt date legile antisemite, nu intru acum în detaliile lor, iar apoi restul au făcut legionarii în toamna lui 40. Deci Antonescu n-a mai avut ce vrei să scoată din universitate. Rămăseseră câțiva care intrau în criteriile de excepție, cum să spun, cel mai cunoscut e Tudor Dian, care era evreu prin sânge, ca să spun așa, dar deja tatălui participase la războiul de independență, fusese naturalizat român încă de atunci, era creștinat, deci Tudor Vianu era totuși un evreu cu o familie împământenită de mai mult timp, erau creștini și deci el a rămas profesor, era conferenția, nu era încă profesor, spre sfârșit în 44 a devenit profesor. Dar în rest s-a păstrat o anume normalitate în universitate și în școala românească în genere. Pe lângă atitudinea lui Antonescu, aici au fost și ministrii Educației Naționale, care au avut un rol mai curând pozitiv, de generalul Radu Cosetti mai întâi, care era și istoric membru al Academiei Române, și apoi Ion Petrovici, inevitabilul Ion Petrovici, cum să spun, care ajunsese și el între timp profesor la București, plecase de la Iași. Bun, cam versatil, cum să spun, dar în fond un personaj competent și binevoitor și un om care a condus învățământul de la sfârșitul lui 41 până în 1944. Este și o epocă de manifestări culturale care impresionează prin detașarea de context, prin libertatea cu care se exprimă autorii. Se scrie foarte multă istorie literară, cum să spun, și critică literară și sunt lucruri importante. E seria lovineștiană, începută cu Titu Maiorescu și apoi Titu Maiorescu și contemporanii lui și așa mai departe, până la moartea lui Lovinescu în 43. Și maioreștianismul acesta era în fond un întreg program care nu corespundea deloc
cu ideologia naționalistă, antisemită, caracteristică momentului. Era programul pentru alt tip de ideologie și de societate, evident. Sunt și alții, nu stau să... Și sigur, e și monumental la istoria literaturii române, al Călinescu, care apare în august 1941 și despre care am scris mai multe în carte, dar o lucrare curioasă din multe... Sigur, are scântec de genialitate, dar în rest se pot spune multe nu numai favorabile despre istoria literaturii a lui Călinescu. Ea a fost foarte controversată atunci, a fost retrasă de la vânzare, fiindcă ce făcuse Călinescu? Îi tratase pe larg pe autorii evrei. Erau, de fapt, texte luate din ce publicase el în Adevărul Literar și Artistic și așa mai departe, foarte favorabile scriitorilor evrei respectiv, pe care le-a amendat. Lucrarea asta a fost făcută foarte repede și alcătuit așa din bucăți, multe deja scrise înainte. Și atunci n-a stat să mai refacă totul sau să-i scoată, să-i dea afară pe autorii evrei. A mai adăugat niște fraze defavorabile. Deci textele despre evrei sunt favorabile, dar frazele astea pică din loc în loc, în care și se spun diverse lucruri mai puțin simpatice despre autorii evrei, că nu sunt fideli țării, că prin rasă sunt așa și pe dincolo și nu știu cum. Și-a mai adăugat la sfârșit faimosul capitol de încheiere, cum îi spune, specificul național, care e rasist de-a dreptul. Ralea a criticat lucrarea, acuzând-o, interesant, în 41-42, cum să spun, într-o revistă condusă de Zaharia Stancu. Atunci Mihai Ralea face o critică a lucrărilor lui Călinescu, criticându-l pe Călinescu, tocmai pentru accentele rasiste. Suntem în 41, suntem în 42, deci este o anumită libertate a discuției în spațiul intelectual. Iar Călinescu, asta este amuzant, se adresează mareșalului Antonescu în 43, și pentru repunerea în circulație a istoriei literaturii, dar el pregătea compendiul literaturii române și ar fi vrut ca măcar compendiul să fie acceptat, dar și compendiul depindea de istoria cea mare. Și atunci un memoriu pe care Călinescu îl adresează mareșalului Antonescu, în care spune că pe nedrept a fost acuzat cu scriitori evrei și așa mai departe, că iată, chiar Ralea spune că el are o atitudine rasistă. Și ăsta e argumentul lui Călinescu în fața lui, în fața mareșalului. Da, e interesant pentru caracterul lui Călinescu și consecvența pe care o manifestă. Da, după 1944, bun, n-am vreme să dezvolt prea mult, printre intelectuali se petrece o disociere, mă refer la, iarăși, la vârful elitei intelectuale, sunt mulți, e o hemoragie intelectuală importantă, sunt foarte mulți care părăsesc țara, mai ales cei pe care evenimentele îi prinseseră în afara țării, cazul lui Mircea Eliade, care era la Lisabona, cazul lui Eugen Ionescu, care era în Franța, cazul lui Emil Cioran și sunt mulți. Apoi sunt sigur cei marginalizați, cei care ajung în închisoare și ajung unii chiar să moară în închisoare, Gheorghe Brătianu și atâția alții, sau care n-ajung în închisoare, cazul lui Gusti, l-am spus, dar care e aruncat în stradă pur și simplu, sau al lui Rădulescu Motru, care nu-și pusese în aplicare fugara intenție de a deveni comunist și atunci a plătit și el cu marginalizarea această neaderare. Dar sunt mulți. Asta trebuie spus până la urmă, că s-a spus că regimul comunist a distrus elita, a distrus sufletul elitei, e clar că l-a distrus, dar fizic a distrus pe jumătate elita României precomuniste, dar pe cealaltă jumătate a recuperat-o. Deci este o recuperare importantă a elitei intelectuale, se nume mari, care în 44 și în anii următori, și printre universitari, vezi Alexandru Loseti, vezi Ralea, vezi George Călinescu, unii cu atitudini mai mult sau mai puțin de stânga și înainte, printre scriitori, vezi Sadoveanu, vezi Camil Petrescu și nu, n-are rost să înșir toate numele. Ce e interesant, așa ca o remarcă, este că mulți din garda apropiată a lui Carol al II-lea sunt tovarăși de drum ai comunismului după 1944. Ralea a fost ministru muncii între 38 și 40. Ăsta nu era un minister oarecare, fiindcă era fața de stânga, cum să spun, pentru atragerea muncitorimii a regimului lui Carol al II-lea. Deci Ralea a fost unul din miniștrii de bază ai dictaturii regale. Și el a arătat foarte frumos, a spus-o deschis după 44. Ne-ați acuzat
că l-am slujit pe Carol al II-lea. Da, l-am slujit pe Carol al II-lea, fiindcă a fost împotriva legionarilor. Deci avantajul celor care au fost cu Carol al II-lea a fost că legionarii, nu numai că nu i-au agreat, dar au vrut să-i distrugă, nu? La sfârșitul lui 40, și apoi nici regimul lui Antonescu nu i-a iubit prea tare. Și atunci au putut să se prezinte nu atât ca susținători perverți, cum au fost ai lui Carol al II-lea și Alessandro Rossetti printre ei, ci s-au prezentat ca adversari ai legionarilor, ca adversari ai soluțiilor de extremă dreaptă.